Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție pe Zeil Live. Măsurile luate de autorități în timpul stării de urgență ne-au schimbat stilul de viață multora dintre noi. Poate cei care erau obișnuiți cu sportul au fost nevoiți să renunțe la a face sport în perioada ce a trecut. Începând cu data de 15 iunie, măsurile de relaxare cuprind și redeschiderea sălilor de fitness, o veste foarte bună pentru cei care plănuiesc de acum încolo poate să înceapă mișcarea. Și stăm astăzi de vorbă despre cum se vor desfășura orele de fitness în perioada ce urmează cu Tudor Mihalache, antrenor, fondator al Well Time Fitness. Bună, Tudor! Bine ai venit la noi pentru prima Bună, oară! Roxana! Bine te-am găsit! Mulțumesc de invitație! Discutam și înainte de a intra în direct despre cum s-au petrecut lucrurile în perioada ce a trecut, în cele 2 luni de stare de urgență. În cele 2 luni s-au petrecut cum s-au petrecut, mai puțin. S-a putut face sport individual. Eu personal am ieșit aproape zilnic. Dar am avut nevoie de ocupație. Da. Ieșeam în fiecare zi și mă antrenam. Și la nivel individual a fost posibilitatea pe care mulți oameni au abordat-o. Iar acum de câteva zile a început să se observe, oamenii au început să iasă mai mult în natură, în botanică, prin păduri, chiar și pe străzi Spaibachului și așa mai departe. Dacă cei care făceau sport înainte, ocazional, erau simpli cursanți, au reușit să treacă peste toate restricțiile, mă gândesc că pentru tine, care și câștigi traiul din această meserie, a fost cu atât mai dificil să pui pe pauză, mai ales că ai și propria afacere Da. în domeniu. Distanța a stopat pasiunea pentru sport? Din ce ai observat la cursanții tăi? Da, din ce am observat, ca orice pauză, cred că se creează la un moment dat o rupere de ritm în care întrerupe acea activitate. Și fiind vorba de 2 luni de zile, chiar și mai mult deja de 2 luni de zile, pentru că totuși sportul a fost limitat la un moment dat chiar și la 3 persoane și acum încă are limită chiar și în aer liber, s-a creat o întrerupere care automat te scoate din ritmul pe care îl ai în activității. Acum, de când s-a început de câteva zile mai mult în aer liber, începând de ieri, e voie și în săli, au început oamenii să revină, ce au observat și în celelalte săli din Iași, oamenii încep să meargă la sală, încep să meargă. Oricum, numărul de participanți nu poate fi brusc cum era înainte, e și normal să avem partea asta de prudență care e recomandată și distanța pe care trebuie dată în spațiile închise, cel puțin, nici nu îți permite să mai ajungi la acea aglomerare. Dar, pe de altă parte, eu cred că este și un lucru bun. În ce sens? În sensul că, în general, o aglomerare foarte mare a sălii nu este în avantajul nimănui. Accesul la aparate, confortul pe care îl ai, aerul pe care este în sală și faptul că acum s-a impus această suprafață care e necesară fiecărui participant, cred că e un plus pentru confortul din sală, din punctul meu de vedere și raportat la activitatea pe care o fac. Vom discuta pe îndelete despre regulile de care trebuie să țină cont cei care doresc să se reîntoarcă în sălile de sport, dar până atunci aș vrea să vorbim despre faptul că am observat că multă lume, din pricina izolării și apărând plictiseala, au început să facă sport și am văzut foarte mulți oameni ieșind la alergat. Există și riscuri în a începe așa brusc o activitate fizică intensă pe care în trecut nu ai susținut-o? Corect. Eu sper că n-au început să alerge chiar foarte brusc. Oricum, nu cred că pleca cineva în viteză maximă, că trebuia să petreci un pic de timp în aer liber, să profiți de timpul ăla. Alegi repede, ai terminat și te întorci acasă. Glumesc. Cred că orice activitate fizică trebuie abordată pas cu pas. Partea de adaptare la efort, ca să-i spunem în termen general. Sunt foarte multe discuții legate de alergare, că rupe genunchii, că se poate distruge coloana. Orice efort fizic care lucrezi necontrolat îți poate afecta articulațiile. Asta presupune să ai încălzire specifică bună înainte, indiferent că alergi, indiferent că înoți, chiar dacă urci pe munte mai abrupt. Articulațiile trebuie încălzite. Gleznele, genunchii, șoldurile și așa mai departe. Modul cum alergi. Acum e și acces la informații. Sunt tutoriale foarte explicative pe internet, care sunt alergători și explică în detaliu cu exemplificare atât fizică cât și verbală. Dar faptul că ieși după o perioadă în care stai foarte mult în casă și începi să alergi și vrei să alergi mai mult azi și mâine și poi mâine, într-adevăr poate să crească riscul de accidentare, nu doar la nivelul genunchilor și a coloanei, pentru că sunt vorba de niște mușchi care
nu mai sunt fel de elastici, mobilitatea articulară nu mai este la fel. Da, da, da. În general, funcția respiratorie este alta. Corpul este într-o stare puțin mai joasă energetică și a funcționării lui și e nevoie de o... Eu, din punctul meu de vedere, aș recomanda, dacă e să numim recomandare, plimbările rapide pentru început. Dacă știu că am un plus de greutate, știu că am afecțiuni articulare, nu m-am mișcat de mult, mi-aleg un deal undeva în grădina botanică, într-o pădure, urcarea alertă a unui deal este un mod de a te aduce din nou în efort, la nivel respiratoriu, pe rezistență, foarte facil și e foarte greu să apară accidentările, pentru că la deal nu poți să alergi foarte repede. Și nu mai apar acele valuri care se creează în articulație, șocul, blocajul articular, că la deal te obligă să ai un pas mărunt, să pui musculatura la treabă și e mult mai eficient. Urcatul scărilor. Care sunt riscurile antrenamentelor acasă fără supravegherea unui specialist? Pentru că de asemenea am văzut că în perioada stării de urgență foarte mulți oameni au început să se antreneze acasă. Da, a fost o explozie, să spunem, a activității de fitness online și nu numai, în general, a activităților. Depinde foarte mult de fără antrenor, că dacă ne referim la partea fără antrenor, depinde de ce urmărești. Chiar și pe YouTube și pe internet găsești tutoriale foarte bine explicate în care se arată exercițiul, îl aplici pe etape, vezi cum e, te uiți mai departe, pui un stop și continui antrenamentul. Dar nu este antrenorul acolo lângă tine să-ți corecteze postura dacă e greșită. Da, nu este antrenorul lângă tine și nu pune mâna pe tine. Și te vede în momentul în care probabil că tu faci o chestie, spunem că observi acele explicații. Dar da, e posibil ca tu să ai impresia că faci corect bine ce faci, încerci să fii entuziast, să faci efortul respectiv, dar să perzi foarte mult modul de lucru, modul de execuție. Un antrenor e un antrenor, e o privire exterioară care se uită la tine, chiar și pe online, odată ce e online. Da? Și era aplicația care era folosită și în momentul în care te uiți la omul care lucrează cu tine la grup, da? Scrollezi și îl vezi pe om și îi spui, ține șoldul mai sus, blochează abdomenul, oprește, o pauză, că ai pierdut controlul mișcării și așa mai departe, e privirea exterioară, chiar dacă nu vine direct și pune mâna pe tine. Tot este un plus. Apropo de mediul online, ai mutat cursurile în spațiul virtual? Am 2 luni de zile, am făcut la cererea omului care aveam la antrenament, dar nu pot să zic că a fost o... Nu e o experiență foarte plăcută, nu? Nu a fost plăcut, a fost o variantă în care decât să stai, decât zero, e o variantă de a face un plus. Sunt persoane care sunt foarte amatoare de antrenamente online. În cazul meu nu a fost... Oamenii care eu lucrez nu au fost foarte fascinați de partea asta, dar au făcut o parte din ei. Dar au fost și cursanți care au găsit mai eficientă și mai comodă această variantă și te-au rugat, nu știu, poate să păstrești pe viitor? Da, câteva persoane mi-au spus să păstrez pe viitor, dar încă nu am stabilizat, încă sunt foarte puțin, am încercat să-i trag din nou către aer liber și au mare parte care au fost pe la și revine. Bine, un procent mic, dar cei care au fost pe online au și venit, au reînceput acum în aer liber. Probabil că dacă ar fi o cerere de mai multe persoane, mă gândeam la o variantă în care să transmit antrenamentul care îl fac în aer liber, să fie transmis live și pentru cine vrea de acasă. Mă gândeam ca și o variantă de a mă adresa către alți oameni sau cei de la grup care li se scapă un antrenament, dar eu încerc cu cei care i-am să ieșim afară, pentru că distanța este ușor de menținut în aer liber, distanțarea socială, fără contact, vii cu saltaua proprii, adică gradul de siguranță din punctul meu de vedere este suficient. Începând cu această săptămână, putem reveni în sălile de sport. Care sunt regulile pe care trebuie să le respectăm? Da, în primul rând, regulile, prima regulă care se referă la suprafața alocată. Din câte știu mai exact, în sălile de aparat e vorba de 7 metri pătrați fiecărui participant, în cele antrenamente care sunt antrenamente de grup, 10 metri pătrați alocat fiecare participant, se cere un tabel nominal la intrare, care fiecare persoană care se programează și trece numele, luarea temperaturii și trecut în acel tabel. Ce trebuie să aducem neapărat de acasă? Eu personal ce am implementat și care mi se pare un lucru bun de precauție suplimentară este să vii cu propria saltea. Și cred că am... Cu siguranță mențin în continuare chestia asta. E o chestie de igienă. Chiar dacă sunt igienizate, curățate, între oameni, să spunem că e un plus de contact între oameni. Vii cu salteaua proprie, folosești doar tu, o bandă elastică cu care lucrăm la fel fiecare persoană și este o investiție minimă pe care o faci și o ai mult timp înainte. Și un alt mod de a controla mai multă activitate este am scăzut diversitatea exercițiilor care presupune
trecerea repetitivă pe la multe accesorii. Uh-huh. Pentru că, până la urmă, poți să antrenezi anumit mușchi din mai multe unghiuri cu propria greutate, cu coarde elastică proprie și, în cea mai mult caz, în cazul meu, folosesc doar ganterele, pe care la sfârșit le igienizez. Dar revii să fac acele antrenamente de cross-training, genul ăsta de antrenament, cele de grup, uh-huh, sunt cele care le păstrez în continuare, care se lucrează doar cu o pereche de gantere, singurul accesor din sală cu care ai contact. În rest, vii cu salteaua de acasă și, la un moment dat, este o coardă elastică pe care, la fel, este proprie. Distanța presupun că va fi mult mai mare. Este mare, da, și aici, dar cred că... Da, că sala este mare, regulie... este aerisită, sunt uși, geamuri care dau în terasă, se lasă deschise, lumină, super, aer natural. Asta am căutat, să fie un loc care să fie deschis către natură. Uh-huh. Distanța, da, va fi mult mai mare. Vor fi careuri delimitate pe sol în care se oferă 10 metri pătrați, adică ai o distanță de 2 metri față cel din față, cel din spate și lateral 2 dreapta, 2 stânga. Am înțeles că dușurile după finalizarea antrenamentelor nu vor mai fi permise în cadrul sălii de sport. Da, nu vor mai fi permise. E o măsură bună? Perioadă... Ar fi fost riscuri din acest punct de vedere? Discuțiile sunt diverse. E apă mai caldă, mai rece, folosești săpun. Unii zic că da, unii zic că nu. Eu personal nu am dușuri la sală, oamenii nu mi-au cerut duș, nu mai face acasă. Da, cred că este o variantă mult mai comodă. Acum îmi găsesc și eu un motiv. Și... Nu am, nu e bine. Da. Am înțeles. Eu totuși încercăm să găsim un argument. E greu. Uh-huh. Mai bine respectăm chestia asta la fel și cu vestiarele. De exemplu, în următoarea perioadă, oamenii venim foarte mult în aer liber la mine, sunt obișnuiți să vină schimbați, să schimbe mașini. În următoarele două săptămâni am ales să mergem pe varianta care vii schimba de acasă. Tocmai pentru a nu se aglomera spațiul. Exact. Vii schimba de acasă, la sfârșit ai plecat direct acasă și în două săptămâni o să vedem mai departe ce și cum. Când a fost anunțată redeschiderea sălilor de fitness, au apărut foarte multe discuții și majoritatea oamenilor se întrebau cum vor purta mască în timpul antrenamentelor. Da, a fost prima îngrijorare pentru toată lumea, chiar și pentru mine. Eu, momentul ăla m-am gândit că dacă se va fi obligatoriu masca, nici nu voi deschide activitatea în sală, pentru că problema este un aer rezidual, un dioxid de carbon pe care tot le emeni și nu o să fie preluat, rămâne în mască și îl inspiri înapoi. Practic, inspiri înapoi un aer care e toxic și nu e în regulă. Spuneai că vei continua cu aceste antrenamente în natură. Care este diferența între antrenamentele într-o sală de fitness și a practica același tip de antrenament în spațiu liber? În spațiu liber. Eu zic că cea mai mare conștientizare e să-l faci odată. În momentul în care faci efort într-un spațiu închis și faci în aer liber, chiar că e un geam deschis, am observat asta și la mine și la oameni, când ești în pădure, este mai mult oxigen în aer, starea este alta, consumă mare de oxigen, starea de energie de după, de relaxare, de ieșire din rutina în care suntem zi de zi, acasă, în mașină, la serviciu, suntem în spații închise. Să spunem că mergi 3 ori pe săptămână, ai 3 ori în care ieși în natură. Uh-huh. În alte cazuri, poate nu mergi deloc. Da, conexiunea, din punctul meu de vedere, conexiunea cu natura, e conexiunea cu ferescul, cu biologicul și e altă oxigenare, altă stare care o ai fizică, psihică, după un antrenament. Te simți altfel, în natură. Nu mulți oameni au avut aceeași motivație, așa cum spuneai și tu, pentru a continua antrenamentele acasă. De asemenea, nu multă lume preferă să se antreneze în natură. Te temi într-un fel că s-ar putea să pierzi dintre cursanți? Aici încerc să nu fac un calcul la nivel mental, pentru că ce am aflat în ultimii ani, niciodată n-am putut să determin o reacție, indiferent cât de multe acțiuni am făcut eu, către a atrage alți oameni. Oamenii cumva au venit, nu știu exact cum, prin recomandare, din promovări și așa mai departe. Aici ține de o alegere personală și acum nu cred că ține, chiar dacă se spune că situația e mai relaxată și oamenii încep să se miște, ține de o alegere personală de a avea confortul. De multe ori este greu să ieși din ritmul, care a fost un pic apatic de a sta acasă, de a fi mai liniștit. Fie reținerii din punct de vedere medicală și așa mai departe. Totuși, eu mă uit în jur, oamenii merg pe stradă, în grădina botanică, sunt foarte mulți oameni. Eram singurii care alergam pe alei, restul mergeau pe alei și în alte părți. Cred că e nevoie încă de o perioadă să ne dezmeticim puțin din stare, că încă nu, e ceva nou, ceva care nu s-a mai întâmplat până acum și e nevoie un pic să se alinieze planetele. Da, și dacă vom dori cu adevărat să revenim la obiceiurile de dinainte... Asta cred și eu, că ține de cum ți-ai prioritizat și de cum ai ales
legat de ce spuneai de motivație. Toată lumea vorbește foarte mult de motivație, 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 motivație. Motivația te ajută la un moment dat. La început, ai plecat, ai început, ai simțit așa un plus de pozitivitate, de motivație. La un moment dat te oprești, te întrerupi, iar trece timpul, iar ui. Adică nu poți să găsești, din punctul meu de vedere, nu poți să găsești motivație permanentă. Ca și cum cauți ceva care trebuie să apară tot timpul ceva. Pur și simplu faci lucrul ăla. Îți alegi, de multe ori e greu când îți creezi un obiectiv foarte, vreau în 3 luni de zile să ajung la rezultatul respectiv. Acestea cred că sunt cele mai frecvente, nu? Discuții pe care le auzi. Da. Adică să găsim o variantă, programul cel mai eficient, linia cea mai dreaptă, scurtătura către un obiectiv. Eu cred că ce s-a acumulat în corpul tău în ani de zile, durează măcar ani de zile să schimbi. Eu cred că trebuie să ne rezumăm la un obicei de a face mișcare, indiferent de formă. Cum ești la sală de aparate, că faci de grup, că ești în aer liber, că faci karate, de a face mișcare. În momentul în care faci mișcare constant, automat corpul tău suferă transformări. Dar trebuie să fie chestii ușor de făcut, pentru că dacă pui o presiune pe tine cu un program foarte intens, foarte complex, poate vii dintr-un context în care ai un mod de viață foarte încărcat, stresant, cu multă presiune, cu multe targete. Și la fel vine și fitness-ul și ți-aduce exact aceleași cerințe, la un moment dat obosești. Și va trebui să renunți. Și atunci cel mai la îndemână la fi... Aș prefera, fă o chestie care o poți controla, care nu te frustrează, care îți oferă mulțumirea. Aș să oferă oxitocina aia, stare de bine după antrenament și încearcă să o duci pe termen lung. Și în momentul în care câștigi confortul și capacitatea de mulțumit, te simți mulțumit că faci o chestie care o poți controla, poți să vii treptat cu chestii pe care le aduci pe obiectivul pe care îl ai. Dar cred că ține de constantă, de o rutină. Crezi în acele rezultate spectaculoase obținute în 3 luni de antrenamente? Că vedem și noi fotografii rezultate pe internet. Rezultate spectaculoase, personal... Eu nu am și nici nu cred. Nu știu, poate că nu le-am, dar nu cred în ele, spectaculos. Corpul are nevoie de timp să reacționeze. E foarte greu în 3 luni de zile să schimbi, pentru că nu doar partea externă care o vedem, spunem că ai slăbit 5 kg, ține de partea interioară, vorbim de la nivel de articulație, modul cum respiri. Foarte mulți oameni, nu la nivel cronic, dar au momente în care au pluseuri, variații respiratorii, nu respiră corect, care duc la stări de agitație, stări de oboseală. Nu avem o postură, în primul rând, mă uit de fapt profesional, mă uit pe stradă sau când stăm. Nu știm să stăm drepți, stăm în picioare sau să respirăm corect. Apoi vine vorba de mult din compoziția corpului, înseamnă reacțiile hormonale, secreții hormonale care necesită timp să se schimbe. Da, bineînțeles, 3 luni de zile poți să te ții serios, constant, atât cât poți. Eu cred că e foarte important să-ți asculți corpul, să vezi reacția. Dacă face față, se adaptează, înțelege, percepe ce îi se întâmplă, vii și cu chestii noi. Și contează să vii și cu drag la antrenamente? Să nu fie o povară? Exact, exact. Dacă devine la un moment dat o povară, încerci să te motivezi mai mult. Dar la un moment dat cred că se cam termină motivația. Cum încerci să motivezi oamenii să vină la antrenamente și să continue ce încep? Că la început cu toții avem un entuziasm. Motivația e ceva care îți vine din exterior. Pe tine te determină ceva. Ori îți dorești să faci o schimbare, nu știu, vreau să fac ceva, o schimbare, vreau să slăbesc puțin sau simt că s-a amorțit. Atunci poate te ții mai mult. Dacă vezi din exterior că vine motivația, fie de la alte persoane care le vezi sau din anumite chestii de promovare legate de fitness, ajungi și te duci acolo, poate ai niște așteptări mai mari. Ce reușești tu să-ți dai seama că poți face în momentul ăla. Că ține foarte mult de la hotărârii, de a avea puțină fermitate la hotărârii. Vreau să mă duc să mă țin de mișcare. Indiferent că pot mai mult sau mai puțin. Numai te oprești. Cred că ține foarte mult de a avea o disciplină. Se vorbește foarte mult de motivație, dar mai puțin de a avea puțină disciplină. Nu mult, nu la nivelul ăla de militarie supremă. Un obicei mărunt, care să-l pot controla, dar să-l pot face aproape zilnic. Pentru că era și un citat cumva care schimbările vin din lucrurile mărunte făcute zilnic. Pentru cei care nu fac sport în mod regulat sau nu au făcut niciodată, poate părea intimidant să ajungi într-un mediu cu oameni care sunt mai bine pregătiți decât tine, s-ar putea să renunți după prima oră. Da, aparent intervine chestia de competiție, că nu ești la fel de bun ca ceilalți. Eu personal asta am încercat cumva în decursul anilor, am încercat să integrez. Mi-au venit oameni și nu pot să spun că ce am făcut eu în mod anume, dar am ajuns să rezonez cu chestia asta. Am copii de 8 ani, 10 ani și am persoane de 60 de ani, 60 ceva de ani. Până la urmă, ok, competiția e bună într-un fel sau altul. Eu prefer dacă e să alegi să fie o competiție, să fie competiția cu tine. Ideea, până la urmă, este un loc în care vii să faci ce, cum îmi place mie să spun, timp de calitate pentru tine.
pleci de la nivelul tău aceleași exerciții. Eu fac cu propriul corp, altul cu 5 kg, altul folosește o bară goală, altul cu bară cu greutate. Da? Eu bă, tu cu tine ești într-un mediu care trebuie să ne motivăm unii pe ceilalți, nu neapărat să fim într-o competiție. Da, vrem o competiție, facem un concurs și facem o competiție. Da, la nivel inițial te gândești, persoana respectivă face așa, arată așa, eu nu arăt așa. Da, da, cred că da. Aici trebuie mesajul educațional care vine din partea domeniului ăsta, din partea de teorie, a antrenorului și în general a codul ăsta deontologic, a trebuit puțin lucrat la chestia asta, nu doar la motivare, să găsim cea mai eficientă metodă și să încercăm să transmitem, să încurajăm vină la sală, indiferent. Adică nu trebuie să ai anumite condiții, pentru că persoana respectivă poate are alți ani, are altă compoziție, are altă genetică. Sunt factori care se adună acolo. Da. Este o vină și a antrenorilor, din punctul meu de vedere, pentru că mulți dintre ei sunt superficiali în tratarea acestor probleme. Sunt acei antrenori care stau în fața clasei, țipă, execută niște mișcări și așteaptă ca toată lumea să facă același lucru. Da, sunt tipologii diferite. Sunt persoane care au un anumit nivel de condiție fizică și nu numai, care au nevoie de cineva în față, care se scoată din amorțeala pe care o cineva care să țipe, să țină un ritm foarte sus, rezonează cu stilul ăsta. Sunt persoane care au nevoie de a face antrenamentul mai la liber. Sunt persoane care lucrează mult pe aparate, lucrează. Sunt foarte multe tipologii și de obicei, ca observatele se și potrivesc, adică oamenii nu au o problemă cu el. Dacă tu la un moment dat ai întâlnit o altă tipologie, nu a fost ok pentru tine. Dar fiecare antrenor are tipologia lui și are tipologia lui de oameni. Așa, atunci e foarte important cum alegem antrenorul. Cum alegem ce antrenorul? Ce ar trebui să stea la baza acestei Eu cred că toate decizii. Aceste chestii sunt nuanțe. Pe o tipologie, pe un obiectiv. Dar cred că ar trebui să fie o bază comună. Până la urmă este efort fizic. Efortul fizic nu trebuie să excludă baza. Adică să înveți o mișcare conștient, să înțelegi cum să respiri, cum să ai o postură, să simți corpul, să ai baza bine antrenată și apoi să vii cu o anumită tipologie. Mai dezvoltare musculară, fie reglarea greutății, fie cardio și așa mai departe. Dar baza a trebuit cu toții să punem, părerea mea, că a trebuit cu toții să punem accent pe formarea bazei. Omul general, când vine în sală, din ce am observat, repetă 10-15 secunde ceva și apoi devine mecanic și pleacă mintea în altă parte. Eu personal aleg să merg, îl face pe om să înțeleagă, să simt, să fie acolo cu mintea la antrenament. Să simte ce face și să înțeleagă ce se întâmplă. Asta face mult mai eficient și la nivel științific. Legătura neuromusculară, care e prin centri nervoși și periferici, mușchiul percepe mai mult efort. Nu trebuie să faci tu mai mult efort ca volum, ca încărcătură, în momentul în care crești percepția, conectarea prezentă, atunci și reacția corpului este alta. Pentru că este o vorbă veche, mușchiul nu are ochi să vadă. E ceea ce îl faci tu să simtă. Dar trebuie să fii acolo și perseverezi partea senzorială motorie. Ca antrenor, care sunt principalele provocări de care te lovești? Provocări. Nu prea mă gândesc la provocări. Iau lucrurile așa cum sunt întotdeauna. Cred că, hai să spunem, o provocare să încerc ca persoanele noi care vin să mă raportez la ele cu puțin cu, în prisma experienței pe care o am, spunem normalității create, spunem că avem un 86% de persoane, nu știu, care vor masă musculară. Să evit să nu vin cu un tipar la acea persoană, să-mi las puțin mintea goală, cum să spun, să observ puțin mai mult persoana, să creez ceva pe nevoile ei și nu pe nevoile care eu cred că sunt în avans, ci modul cum ea se comportă în prima lună de antrenament. Eu pun foarte mult accent în prima lună de antrenament pe a observa, pe a încerca diferite chestii, să văd mobilitatea, elasticitatea și mai departe, să vedem unde are nevoie, unde are în plus, unde are un avantaj, unde putem pulsa unii, e nevoie să mai lucrăm și apoi să formăm un program clar de antrenament. Partea de observare cred că e foarte importantă. Mi-a atras atenția și un mesaj care a apărut pe pagina de Facebook de la urmăritoare și ne spune faptul că de aproape 2 ani face constant niște exerciții cu o ganteră de 3 kg pentru menținerea greutății, dar nu a dat niciun gram jos. În schimb, tot dumneai completează că mănâncă la orice oră și trupul este foarte tonifiat, a făcut și mușchi la brațe, la abdomen, dar atât că nu a reușit să slăbească. Și am observat acest lucru. În momentul în care te apuci de sport, greutatea rămâne constantă, dar se transformă corpul într-un fel. E o chestie de compoziție. Lucrând cu o ganteră, a observat musculatura tonifiată, da? Mușchii prin compoziție, dacă punem musculatură într-un pahar și grăsime într-un pahar, mușchiul o să fie ca și greutate dublu față de, la același volum dublu față de grăsime.
mușchii sunt mai grei pentru că acumulează multă apă. Ba chiar am putea câștiga kilograme în urma antrenamentelor, nu? De foarte mult ne raportăm, de multe ori ne raportăm la slăbire ca și la pierderea în greutate, dar nu sunt același lucru. Vorba de compoziția dintre masă musculară, celula grasă și masa osoasă. Sunt persoane care au oasele mai groase, mai dense, sunt persoane care au oasele mai subțiri. Nu poți să compari, că au fost multe exemple în care era o persoană la 70 de kg care era foarte voluminoasă cu ce sta de post și o persoană la 70 de kg foarte echilibrată, femeie, muscular, cu tonus, arăta cu totul altfel la 70 de kg. Și atunci goana aceasta pentru pierderea kilogramelor e aberantă, într-un fel? Nu ar trebui să căutăm mai degrabă să obținem un corp armonios, indiferent cât ne indică cântarul? Un prieten al meu are o vorbă, normalitatea dă majoritatea. În momentul în care asta vezi în jur, în permanență, și media, trebuie să fii slabă, 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 ai tendința să urmezi. Cred că aici partea de antrenori, în general, comunitatea antrenorilor, ar trebui mai des să discute pe tema asta, ca să încercăm să ne dăm seama că structurile sunt diferite. Nu poți să ceri de la o femeie care are o formă mai clepsidrică, să spunem, șoldurile mai late, da? Mai micuță statură, oasele mai grele, mai multă masă musculară chiar, să aibă, să ajungă în timp să arăte subțire, lung, puțin îngrăsime musculară pe corp. Cred că e foarte important să te raportezi la structura pe care o ai fizică și acolo să lucrezi mai departe. Ai 20 kg în plus, automat devine un obiectiv în momentul ăla, dar ai pus alea 20 kg în 10, 15, 20 de ani, nu poți să le schimbi în 6 luni. Slăbești foarte repede, în primul fometare pierzi din masă musculară. Musculatura este un țesut viu care consumă energie, ridică metabolismul, ca și cum ai schimba o mașină de la un motor de 1, 2, la un motor de 3000, de la Iași la București, o să ai un consum cel puțin dublu, per total, la metabolismul bazal. Este foarte important să te raportezi puțin la tine și, într-adevăr, cum spunea doamna sau domnișoara, îi arată aceeași greutate, dar spunea că și că mănâncă orice, oricând. O mică diferență dacă o aplică alimentației se vede, pentru că, până la urmă, e și o matematică. Este in și out, câte calorii intră, câte iese, indiferent de unde vin caloriile, că sunt sănătoase, nesănătoase, asta este, are efect asupra sănătății, dar asupra compoziției corporale în timp, o calorie este o calorie. Eu personal aș merge pe un plan alimentar dacă vreau să schimb ceva treptat în timp fără să mă bruschez. Un jurnal în care îți pui telefonul fiecare seară să suni. Îți ia 30 secunde din viață. Ce am mâncat azi și la ce oră? Și la final de săptămână o să observi cât am mâncat. Vreau să fac o schimbare. Hai să scot 15% din acel aport alimentar. Și în momentul ăla, pe termen lung, o să apară o schimbare. Nu există, m-am îngreșat de la glandă. Sunt cazuri foarte rare medicale. Am ajuns într-un punct în care voiam și eu să ajung. Din punct de vedere nutrițional, la ce trebuie să renunțăm pentru a avea o dietă sănătoasă? Pentru că se îmbină foarte mult sportul cu partea de nutriție. Aici discuțiile sunt, avem atât de multe informații, acces la atât de multe informații, încât e foarte greu să mai iei decizii. E și un factor psihologic, în care atât de mult bombardezi, te blochezi la un moment dat, nu mai știi ce să alegi, că sunt prea multe păreri și prea multe informații. Cuvântul sănătos acum, în general, este privit din foarte multe puncte de vedere. Sănătos bio, să spunem. Ce e ambalat, te-a ambalat. Curte la bunica e bio. Da. Încercăm să găsim o alimentație sănătoasă în prisma faptului că ajungem să ne îngreșăm sau să mâncăm foarte multe chestii care sunt fabricate, sunt ambalate, să spunem. Eu cred că eu personal prefer să mă întorc un pic la bază, la cum am crescut și la țară. Să am mâncat alimente concrete. Carne cumpărată, făcută de mine, brânză, mi-am găsit producători, mi-au de la țară. Îmi pun lapte la prânz și îmi fac lapte acru. Dulciuri, când mi-e poftă, mănânc și asumat, că de multe ori, dacă încerci să faci ca orice schimbare, că ai avut 10 ani de zile, un mod haotic de a mânca, și vrei să faci o schimbare bruscă, creierul la un moment dat nici nu o să te lase. Chiar dacă tu faci o schimbare către bine, el se protejează, că e un sistem de protecție. Orice schimbare bruscă pentru corp, creierul nu percepe neapărat că e sănătos sau nesănătos. E nevoie de niște grade de adaptare și de schimbare. Ce să faci treptat? Dacă ai mâncat cartofi prăjiți, mănâncă e mai rar. Mâncat mai pâine albă, mănâncă și aici cu pâine albă sunt discuții și discuții. Sunt colorate. Cred că trebuie lucrat un pic la ca prim pas care să-l poți, să facem chestii care să le putem controla pe termen lung. Să așezăm puțin alimentația, să-ți creez un obicei, pentru că eu cred că ne lipsește foarte mult obiceiul alimentar. Mâncăm când apucăm.
Așa este, noi da. La 12 nu sunt la masă, mă pun la masă, seara loc, mă pun la masă. Tendința de a mânca foarte mult haotic când apuc. Uh-huh. Și eu cred că e o scuză, 15 minute de masă, 98% din situație ne putem găsi să mâncăm ceva. Pot colabora antrenorii cu nutriționiștii pentru un rezultat comun? Ar fi o lume ideală. Să colaborăm mai mult și antrenori între antrenori și nutriționiști cu antrenori. Pentru că loc este sub soare pentru toată lumea. Dacă, mai cum discutam adineauri, dacă e să determinăm că 5% din populația Iașului să facă mișcare, indiferent de forma de mișcare, ar fi nevoie cel puțin de încă 500 de antrenori noi pe piață, ca să facem față. Dacă am determina măcar 20.000 de oameni, deci am putea să creștem activitatea sportivă de fitness în prisma sportului pentru toți, adică să facem sportul ca activitate, ca timp de calitate pentru tine, activitate preventivă a sănătății, a posturii, a stării psihicii, a comunității și așa mai departe. Adică și să aducem totul împreună. Există astfel de întâlniri la care să participe toți antrenorii, cel puțin de la nivelul municipiului? Din câte știu eu, nu sunt. Unii ne mai întâlneam în decursul anului, sunt convențiile de fitness care se mai fac prin țară și prin Iași. Întâlniri așa la un curs care te mai întâlnești și mai discuți, dar să fie ceva tematic pe a dezvolta ceva, un proiect, o idee de a pune niște viziuni pe foaie, nu se întâmplă astfel de... Cum percepe această breaslă? Este o competiție și între voi antrenorii? Din păcate trăim într-o lume a competiției. Dar eu personal, cumva vă să spun că motivația, competiția te motivează când competiți cu celălalt. Nu asta niciodată să mă gândesc foarte mult la chestia asta. Mi-a plăcut, la un moment dat am avut și doi colegi care am lucrat, făceam ori în paralel clasa, împărțeam oamenii în două și lucram eu ceva, colega, colegul altceva și făceam schimb între noi. Mi se pare ceva senzațional să faci chestia asta. Asta loc. Mai văzusem o întrebare pe pagina de Facebook, întreba o persoană dacă vine cu echipamentul de sport de acasă, nu îi supune pe ceilalți la un risc, la o posibilă infectare cu COVID-19? Pentru că nu știi pe unde a mai fost acea persoană înainte, intră cu pantofii de sport. Nu, cu care... papucii de schimb, îi schimbi. Vor avea schimbi papucii, îi lași la intrare și spui papuci de schimb de acasă. Am înțeles. Că nu oprești care se stropește cu clor, cu spirit, cu alte substanțe și te poți șterge picioare acolo. Te ștergi și apoi schimbi papucii. De exemplu, eu personal am în sală, nu las papucii de afară, îi lași la intrare, te-ai schimba și intri în sală cu papucii de schimb. Că doar cu echipamentul, pantalon, tricou mă refer, dar nu cu papuce de afară în sală. La un moment dat, pe parcursul discuției, ai menționat și copiii. Și copiii au avut de suferit în perioada cea trecut, tocmai pentru că nu au avut voie să iasă din casă, astfel nici nu au putut să-și consume energia. Și știu că tu organizezi și antrenamente pentru familie. Dar nu le organizez în mod special. Antrenamentele funcționale, de exemplu, ce este acum un fundal, propria greutate, dar și cu gantere, un copil de la clasa 1 poate să vină. Pentru că mare parte sunt exerciții de propria greutate, de postură, de tonifiere, mobilitate, tonifiere și așa mai departe. Un copil de clasa 1 lucrează niște gantere de 1 kg, 500 de grame. Un adult lucrează cu greutate specifică, forțe și condiții pe care o are. Au universalitate exercițiile, adică nu pot să spui că acest exercițiu este pentru bărbat, ăsta este pentru femeie. În proporție, 100% mușchi sunt la fel, structura este alta. Condițiile sunt la fel, mobilitatea avem toți, flexibilitate, tonifiere și ce avem nevoie. Deci ține de modul cum compoziția, structura este aceeași, dar compoziția diferă de la persoană la persoană. Cât lucrez, cum lucrez, cu ce încărcătură, câte repetări, pauza și așa mai departe. Și la pol opus avem persoanele vârstnice și cred că în țara noastră este o mare problemă cu faptul că vârstnicii nu fac mișcare și vedem că se mișcă foarte greu, au dureri din această pricină. Exact, apare regresul fizic foarte brusc, mai ales când ți-ai întrerupt activitatea profesională și stai 90% din timp. Regresul fizic și psihic arată, apare foarte repede. Eu ce admir foarte mult și în afară este conceptul de crossfit, în care sunt făcute niște hale, mai mult sau mai puțin moderne, simplu, accesorii foarte multe, sunt clase doar pentru persoane vârstnice, pentru persoane care lipsesc o mână, un picior. Și vezi persoane de 75 de ani, femei care s-au apucat la 50 de ani de sport, la 75 face tracțiune la bară. La noi te gândești că la vârsta aia mi-am trăit viața și de acum las lucrurile așa cum sunt. Dar vorbim de alte mentalități, acolo s-a plecat cândva cu promovarea acestui concept de a înțelege că e nevoie de mișcare
pentru a nu te degrada fizic după o anumită oră, cu o anumită vârstă, pentru că poți preveni afecțiunile osteopatice, chiar și cardiovasculare și așa mai departe, secrețiile de colagen, să menținut flexibilitatea. Pleacă foarte mult de la a menține flexibilitatea și mobilitatea, oxigenarea. Ea scade, pentru că nu mai ai activități în casă și apare o stare de degradare. Și vezi persoane care au anumită vârstă și sunt comunități, fac chiar și maratoane, alergări. Foarte frumos. E vorba de 20 și ceva, 30 de ani în spate, de implicare în domeniul ăsta, în a crea activități care să se potrivească și pentru persoane, să fie potrivite și pentru persoanele în vârstă. Ce ne lipsește nouă ca țară din acest punct de vedere? Pentru că vedem mesaje, inclusiv la televizor suntem îndemnați să facem mișcare. Da, vedem mesaje exterioare, din exterior. Cred că de multe ori ar trebui să-și vadă persoane. Eu personal întrebam persoane, ce te-a determinat să te apuci? Am văzut pe cineva care e de vârstă cu mine sau am văzut pe cineva care îl cunosc. A fost un pic mai intim, mai personal, factorul de înclanșator a fost mai intim puțin. Un mesaj apare acolo, cred că e o campanie mult mai bine structurată, dezvoltată, promovată în timp, seminarii pe tema asta, vorbit, invitat oameni care au anumită vârstă să vorbească despre experiența lor, pe care celălalt să o primească. Nu e suficient doar să dai o informație, pentru că la informații avem acces corect, din toate punctele de vedere. Ajunge la noi și trecem mai departe. Trebuie să găsim variante de a implementa, de a crea chestia asta și de a atrage treptat. Cred că e un proces care durează timp. Trebuie început chestii de bază și apoi vezi pe parcurs. Poate organizate niște ore în parcurile care sunt frecventate de către vârstnici? Da, este o idee. Avem câteva ani. Avem o idee foarte bună. Eu chiar mă gândeam acum că aș vrea din toamnă, de exemplu, să organizez competiții între cele gen crossfit pentru oamenii care am, dar și pentru din exterior. Chestii de bază, restul în cauciuc, alegi pe o frânghie, alegi pe o bancă, dar în locuri publice. Și mă gândeam că în toamnă să-mi caut un loc în care să fac ore mult mai largi, în aer liber, cu mult mai mulți oameni, cu elemente de bază, care vii și faci o educație fizică de bază, fără chestii prea complicate și programe prea sofisticate. Cred că problemele încep din școală. Când pe ora de sport nu prea se pune accent, mai degrabă facem matematică decât să facem educație fizică, căutăm să găsim tot felul de scuze, scutiri de la ora de sport. Da, tendința de scutiri. Surprinzător o să n-aș ști că sunt profesori care chiar își fac cu pasiune meseria, chiar iubesc meseria de profesor. Dar sunt destul de puțin din cât cunosc eu. Da, partea de scutire față de educația fizică. Eu aș merge personal la cum e structura copiilor acum. E puțin diferită. Înainte era... Da. Înainte erau toți copiii slabi. Era într-o formare tehnologică, comportamentul era tehnologic. Acum e puțin mai la liber, la observare. Activitatea ludică ar trebui să fie puțin mai prezentă. Mai sunt o formă de a descoperi, de a te juca. Da, sunt formă de jocuri, cu alergări, cu ordonări, cu echipă, cu parteneri, cu cățărări, cu așa mai departe, cât copilul să facă ceva care să-l provoace, să... Înțeles, disciplină de bază, nu facem un haos ca activitate, dar structura în sine a activității pentru copii să aibă puțin partea asta de descoperire, de joacă. Și nu fiecare zi mergem pe vârfuri, apoi pe călcâi și luăm de la capăt. Și discutam chiar și cu medicii nutriționiști despre faptul că sunt foarte responsabili copiii în momentul în care observă că au o problemă vis-a-vis de greutate și își urmează regimul de viață, cel recomandat de către nutriționist, cu o foarte mare strictețe. În cazul copiilor. Da. Ai observat acest lucru și la antrenamente? Acum mi-a venit în minte cazul unei fetiții, un prieten de-al meu, care a slăbit foarte frumos într-un an de zile, de 10-12 kg, ei mâncau foarte multe dulciuri toți, dar schimbarea a fost făcută în familie, toți au mâncat la fel. Da. Pentru că echilibrat. E o mare problemă copilul să vrea să facă o schimbare și efectiv în familie să nu... Copilul să trebuiască să mănânci în seara asta pe de pui cu salată și tu să mănânci că n-ați cartoprăjiți. Da, e necesar să se schimbe întreaga familie și... E puterea exemplului, exemplul campionului care se aplică în didactica copiilor. Adică dacă vede la tine copilul copii foarte mult, neapărat că îi explici la nivel teoretic, rațional. Altă doamnă ne scrie faptul că ar vrea să vină la sală, însă nu are cu cine și este urât să vină singură. Și cred că este o scuză pe care o auzim mereu. Exact, da. Acum aș putea să spun ceva care să o motiveze. Ține de a face un pas. Ai ieșit de acasă și ai plecat la sală. Este ideal, este frumos să ai cu cine să mergi, să ai puțin mult timp liber. Dar, din păcate, avem probleme pe care le avem. Avem situația profesională actuală cum este, în care de multe ori trebuie să... cât de cât să-ți faci în așa fel timp să-ți găsești timp.
trei ori într-o săptămână eu consider că le poți găsi. Trei ori în câteva. Trebuie să ți le impui. Dacă sunt scrise acolo cu roșu într-o agendă, ți le poți face. Mai avertizat înainte de a intra în direct că vom discuta despre cum stă treaba cu timpul alocat mișcării, da. Pentru că toți ne plângem de faptul că nu avem timp să mai facem și sport. Câte antrenamente pe săptămână sunt suficiente? 2-3 antrenamente, din punctul meu de vedere, sunt suficiente pentru început, pentru că e nevoie și de regenerarea. Chiar și sunt persoane care vin doar de 2 ori pe săptămână. Sunt persoane care fac 7 din 7, depinde cât de încărcat, cât de intens este antrenamentul. Dar, în general, dacă ai un medie de 3 ședințe, chiar și de 2 ori, dacă ai continuitate pe termen lung, contează foarte mult. Dar nu ne putem lăsa toată baza în acele 3 antrenamente, pentru că sunt 3 ore de activitate fizică într-o săptămână în care 8 ore dormim, 8 ore stăm la birou, 4 ore la calculator după ultimele statistici. Adică 3 ore de efort de consum nu poți să echilibrezi atât de ușor celelalte 100 și ceva minus 3. E nevoie de timp. Asta trebuie să fie o combinație și cu alimentația și cu odihna. E un proces comun care trebuie să dureze din punctul meu de vedere, din experiența care am și ce văd pe oameni. Am avut situații, persoane care am vorbit acum vreo 2 săptămâni, au slăbit acum în perioada de pandemie. E interesant. Nu mai aveau dulciuri în casă, nu aveau atât de multe rânțele. Nu le-am mai cumpărat. Da, da, da. Am săturat să mai să aibă un obicei de arunței, și au găsit alte activități și au slăbit. Uh-huh. Cum ți-ai regăsit clienții după 2 luni de pandemie? O parte din ei am regăsit, o parte mai discutăm încă prin mesaje, am mai discutat la telefon. Reacția e destul de înceată. A început să vină o parte, câte 2, câte 3, câte 5. A început să mai revină. Sunt temători, nu? Da, probabil că e și o chestie de... Nici am mai discutat. Preferă să mai aloce 2 săptămâni, să mai vadă cum se mai întâmplă lucrurile și apoi să fie o reacție. Și normal, până la urmă, să fie un ritm constant, prin care ar fi în regulă să fie un aport de oameni brusc în săli. Da, da, da. Dintr-o dată. Mai aveam o întrebare pe care am primit-o înainte de a intra în direct-o din partea unui urmăritor și întreba, de fapt ne spunea că există persoane care poate nu își permit să apeleze la profesioniști care să-i îndrume spre un stil de viață mai sănătos. Ce le recomanzi acestor persoane? Profesioniști. Mie, în domeniul ăsta, cred că ar trebui să fim deschiși, să fim oameni cu oameni. Profesioniști sunt peste tot. Cred că e foarte important cineva acolo să încerce să te susțină în permanență, să știi când să te împingă, când să te lase. Că dacă ți se ceri în permanență să ai o prestare foarte implicată, devine frustrant. Și apropo că nu-și permit. Uh-huh. Într-adevăr, sunt persoane care nu-și permit. De asta mi-ar place să fie o comunie mare între antrenori, de a încerca să faci un centru altfel, amestecat, în care să poți să accesezi niște bani europeni, niște fonduri, cumva de la minister, în care să faci subvenții, că am un plan chestia asta pentru copii, un 50%, în loc de 100 să plătească 50%. Da, depinde, da, da. Și limita asta nu îți permite, că sunt abonamente care costă 100 de lei pe lună. Pentru foarte mulți oameni, 100 de lei pe lună pare nu-ți permis, dar dacă tragi linii pe ce cheltuie, să faci un jurnal financiar pe ce cheltuie 100-200 de lei, sunt foarte multe chestii care... Poate nu sunt atât de utile. Care poți să le tai de în altă parte, da, dar într-adevăr sunt persoane care nu-și permit. Și vorbeam de persoane în vârstă de a face mișcare. Într-adevăr sunt pensionari care au o pensie de 700-800 de lei. 100 de lei înseamnă mult, sigur. Exact, înseamnă foarte mult. Trebuie găsit programe financiare. Când ești într-adevăr determinat, cred că să găsești și variante. Eu, din punctul meu personal, să văd când vin 10 persoane în vârstă, găsim variante financiare în cazul ăsta. Să găsesc variante. Da, da, da. Vii o lună, poți să faci efortul de a da 100 de lei o lună și după aia mai departe mai vezi. Aici discuția e lungă, dar poți să mergi măcar o lună de zile la sală, la un antrenor. Ești puțin atent, vezi ce, dacă ți explică suficient și tu percepi și înțelegi, poți să faci acasă după aia. Sau ai variante la ședință, se duce o dată la sală, dai 15-20 de lei pe ședință și apoi încerci să fii atent la ce ai făcut acolo și faci acasă. Nu cred că sunt soluții întotdeauna, trebuie un pas minim făcut. Care este cel mai bun feedback pe care l-ai primit de la un client? Cel mai bun feedback? Greu acum să mă gândesc la chestia asta, acum mă gândesc foarte mult. Sau poate cel mai urât? Asta, nu, am primit la un moment dat un mesaj care... persoana care nu mă cunoștea, de exemplu, și mi-a spus, perioada asta, roagă-te, nu fă fitness. A fost o chestie de moment de enervare și apoi am lăsat lucrurile și m-am apucat rusul. Sunt persoane care am, și pot să spun că
sentimentul pe care l-am avut după ce am citit review-urile pe pagină, că am rugat persoanele să-mi dăm și review-uri pe pagină, a putut să vezi că ei au văzut acolo o motivare, o împingere, o înțelegere, o comunicare. Și de acum că stau și mă gândesc, au fost persoane care au spus, am simțit la antrenamente că sunt văzut. Frumos. Și da. Cred că mi se pare o chestie foarte importantă, să nu fii foarte mecanic în tot ce faci. În partea asta de observare, sunt momente care trebuie să ridici nivelul. Dacă vrei să devii campion la anul, sunt momente care ai nevoie de timpul ăla să fii timp de calitate în care să te dezmorțești, să faci un cardio, faci un alt. Cred că e foarte important să ai un complex. Să nu fie antrenamentul doar pe o singură linie, chiar dacă spunem că ai un obiectiv foarte, foarte bine definit. Munca unui antrenor se reflectă și în rezultatele clienților. Cum te simți când vezi transformările ce apar în urma antrenamentelor tale? Multe ori am spus chestia asta, dacă aș da timp înapoi, n-a schimbat ceea ce am făcut. Provocări, să spunem, au fost multe momente, de fel de fel de momente, și mai așa, și mai așa. Faptul că vezi un om, că se vede fața lui când e mulțumit, când spune, băi, mă durea spatele, nu puteam să mă mișc și nu puteam să fac sală în anumitor și de acum nu mai doare spatele, nu mai fac criză de coloană, fac rar o dată pe an, nu mai dor genunchii, mă simt altfel. Și când vezi că omul ăla are un rezultat asupra condițiilor generale, e o satisfacție care nu înlocuiește nimic. Dar și omul cum se schimbă? Uftim? Cum se schimbă? Ai observat ceva diferit față de cum ai cunoscut pe cineva la început, când a venit pur și simplu să se înscrie ca începător și mai apoi, după un timp? Exact. În primul rând, partea de slăbire, la mine să spunem că sunt celebri părți de slăbire, pe locul 2 slăbire. Am persoane care au slăbit și 30, câteva persoane, nu multe, care au slăbit, în primul rând, 50. Au slăbit 30 de kilograme, care au slăbit 8, care au slăbit 5, care n-au slăbit deloc, dar au postura mai bună. Deci nu aveau un plus de greutate mare. Au o postură mai bună, respiră altfel, se simt mai energici, nu mai au blocaj articulare. Eu din ce am observat că am 2 din 3 oameni care îmi vin, în special, tu ai obiectivul tău ca antrenor, dacă trebuie să evaluezi un pic, să vezi nevoile clare al omului care îți vine în sală. În special, aici am identificat eu că e situația care trebuie lucrat. Lipsa de mobilitate, postura, faptul că stăm foarte mult, ne pierdem foarte mult din condiția generală. Și trebuie să lucrăm la lucrurile astea de bază. Flexibilitatea articulară, elasticitatea, oamenii sunt foarte rigizi, încep postura vicioasă, se pleacă într-o cifoză profesională în care stai foarte mult la birou. Nu poți să vii cu încărcătură pe un om care e puțin comprimat deja și la nivel vertebral, articular și așa mai departe. Trebuie să lucrezi un pic la chestiile astea care trebuie reechilibrate, recondiționate și apoi să vii să creezi un obiectiv specific în timp. Care sunt sursele tale de informare și de inspirație atunci peste când e vorba tot de antrenamente? Peste tot. Îmi place să citesc chestii noi, să văd, să ascult chestii noi, să citesc, să din toate categoriile. Tot ce ține de corpul uman. Toate planurile. Ce se întâmplă și ție să nu-ți găsești motivația într-o zi? Să nu ai chef de antrenament efectiv? Asta se întâmplă la oricine. Ce mă motivează pe mine foarte mult este senzația pe care eu personal o am după antrenamentul meu, când sunt obosit și nu, că sunt zile care, deci noi antrenori nu suntem tot timpul motivați și nu mâncăm doar morcov cruzi, cum spuneam la mine. Mi-am căutat în timp ceva care să-mi pot proiecta în minte, să știu acea senzație care e permanent. De exemplu, știu cum mă simt după antrenamentul meu personal și mă gândesc la lucrul ăla și pornesc către el ușor. Că odată ai nevoie de timp, să nu pleci brusc. Ești obosit, nu ți iese, nu intri. Nu vine să te oprești. Treptat. Legat de clasele și oamenii pe care îi fac. Cred că mi-am creat în timp ceva care a devenit subconștient, inconștient în chestia asta. Eu am plecat foarte mult în ceea ce fac din plăcerea de a vorbi despre fitness, exerciții, nutriții, corpul uman. Am studiat foarte mult pentru mine. Îmi plăcea foarte mult corpul uman de puști. Și la un moment dat eram în Bătoșan la o sală și vorbeam cu băieți în sală și la un moment dat îmi spun, băi, Tudore, dar tu de ce nu te faci antrenor? Și așa m-am apucat să lucrez cu o persoană, aveam aproape 17 ani și am fost primul antrenor, antrenament personal, să spunem așa. Și a devenit o chestie care era parte de mine. Făceam asta pentru mine, făceam sală, am făcut alte sporturi înainte, am început să studiez, mă atrăgea faptul că am avut și un antrenor care mi-a insuflat chestia asta. Nu dea reviste de specialitate despre fitness, culturism, nutriție și așa mai departe. Că spuneam permanent, trebuie să înțelegi ce faci, Tu, ca practicant, trebuie să înțelegi, trebuie să mai și citești, să mai și în cap, nu doar în practică. Și în momentul ăla am început eu să
lucrez cu cineva, mi-a spus o chestie care și acum mi-a rămas în minte. Mi-a spus, în mare parte, când un om îți întreabă ceva, tu trebuie să poți să scrii pe o foaie, să înțeleagă niște argumente, o părere, să-i creezi acolo un context despre acea chestie. Și cred că e important să te dezvolți multilateral în partea asta. Nu poți să înveți doar teoria, mușchiul e așa, legamentul e așa. În general, omul vine la pachet cu o stare pe care o are și trebuie să adaptezi ceea ce știi să faci. Personalizat pentru fiecare ce poate parte. Omul să facă. Și programul tău de antrenament diferă de cel conceput pentru clienți? Diferă într-un procent foarte mic, să știi. De cursul anilor, diferea foarte mult. Ca orice puștenor, vreau masă musculară, mușchi mari, când vedeam în reviste, greutăți mari și așa mai departe. În decursul anilor, începând să fac clase, antrenamente funcționale, bine, făcând și înainte, Kyoko și în partea de contact, eram familiarizat cu partea de grup militar, frânghi și așa mai departe. Mi-am dat seama că nu am nevoie să... Am văzut pe mine chestia asta. Chiar și antrenor, ca antrenor în primii ani, mi-am dat seama, aveam niște idei destul de fixe, rigide, cum că ai așa, ai așa, ai așa, chiar au rezultat. Dar nu mi-am dat seama cu trecerea anilor că nu ne-am prăcut foarte bine ceea ce fac. Și am început să reconsider puțin. Asta căutând în permanență informații, cursuri, congresii. Mă duceam foarte mult la congresii, de toate, și medicale, și partea de fitness și așa mai departe. Și mi-am dat seama că corpul meu reacționează mai bine antrenându-mă și pe partea de musculară, forță, masă musculară, să spunem, rezistență fizică, partea de mobilitate, flexibilitate, gen yoga, pilates, partea de cardio, din combat, alergări și așa mai departe. Corpul se structura și cum reacționa pe compoziția lui. Și a început să mi se dezvolte musculatura în uniform și în timp mai bine. Adică la 30 de ani, după 30, am început să simt mușchii mult mai concreți față de când făceam la 20 și ceva, intensitate foarte mare, care una e intensitatea forță cu partea de hipertrofie musculară, unul e stimul fizic, unul e chimic. Dar mă rog, aici e complexă discuția. De ce își doresc aproape toți bărbații să devină imenși în urma exercițiilor fizice, când de fapt cea mai bună formă fizică e cea atletică, nu? Depinde ce obiectiv îți alegi. Și ai, dar de ce ți-ai alege acel obiectiv? Încât să, nu știu, să-ți fie complicat să-ți cumperi și haine. E greu să mă gândesc eu, pentru că nu mi-am dorit niciodată să fiu atât de masiv. Pentru mine, mie mi-a plăcut în permanență senzația de forță în antrenament. De viteză, de forță, de greutate, nu a mea de compoziție. Da, mi-am dorit să pun masă musculară, dar nu mi-am dorit să fiu foarte, foarte masiv niciodată. În schimb, mi-a plăcut partea de forță. Sunt persoane care vreau să te uiți și vezi bărbați foarte musculoși, foarte mari și vrei să fii și tu așa. Am înțeles. Dar nu în sala ta e locul potrivit, nu? Nu se pune accentul neapărat da, pe o astfel de formă, nu? Sunt antrenor de performanță pe culturism. Și am înțeles. Fac. Și în sală, când lucram, mergeam pe antrenamentul general, să spunem. Și pe dezvoltare. Că sunt antrenamente specifice care le faci, pe hipertrofie. Oricum, hipertrofia, creșterea musculară, e un proces care ține foarte mult. Antrenamentul este o parte direct. Intensitatea este una. Calitatea fibrilor, fibrele albe care cresc, au capacitatea de a se hipertrofia, fiecare are un bagaj pe această chestie. Sunt persoane, poate ai observat, și fete și băieți care au niște mușchi foarte mari, dar nu au făcut niciodată sală. Cum îți explici cu o fată, vezi, are și picioare foarte musculoase, sau bărbați care au o anumită vârstă, bătrâni, au făcut sală în viața lor, nu le-au mucit. Nu văd asta. Au o structură foarte bună fizică. E mult mai ușor să vii, să dezvolți pe structura genetică în care ai fibri care să hipertrofieze, să crească. Și nu ai că n-ai un bagaj mai filifor, fibri roșii, mai mult pe rezistență. Că de asta sunt persoane care, sportivi, la fel era și alegerea înainte. Exact ca la, s-ar apucă de basket ca să se înalțe. Nu se apucă de basket ca să se înalțe. El este selectat cu tendință de înălțare. La fel și în gimnastică, selectează copii cu structură mică. Nu unul care e foarte musculos. La musculos a fost ales. La rugby, la aruncarea ciocanului. Și așa mai departe. Foarte interesant. E o predispoziție genetică pe care lucrezi pe ea. Că nu poți să schimbi un om din a fi cu oase subțiri, ectomorf, lung, într-o persoană mezomorfă, mai joasă, oase groase, fibri groase. Este importantă folosirea unor greutăți mari pentru a crește în masă musculară? Stimulul muscular pe care îl lucrezi asupra mușchiului e o parte care este foarte importantă. Faptul că miști o greutate foarte mare din loc cu tot corpul în balans e una. Ce percepe mușchiul care tu vrei să-l antrenezi e stimul. La fel, nu are ochi. Unghiul de lucru, tehnica e foarte importantă, poți să creezi un stimul foarte puternic cu un unghi specific pe care îl cauți, să-l găsești și mușchiul tău primește un stimul foarte puternic. Dar la fel, el poate rămâne o greutate mare, un efort anaerob înseamnă o
creșterii a forței musculare sau a vitezei, dacă ai ritmicitate. Îngroșarea fibrei poate fi determinată de stimulul puternic. Fibrele albe, într-adevăr, au o reacție bună la efortul, la încărcarea din intensitate. Dar depinde câte fibre ai. Dacă raportul între roșii și albe, să spunem că e mult mai mic, cel roșu este mai mare, o să ai aceeași creștere cu cineva care a plecat amândoi de la același nivel, nutriții, antrenament, să ajungeți la acel nivel. Ce greșeli se pot comite în timpul antrenamentelor, unor astfel de antrenamente de forță? Eu personal ce am observat în decursul anilor, senzația de forță te face să-ți dorești în permanență mai mult din senzația de forță, să crești greutăți mai mari, să te impresionezi pe tine, pe alții, pe fiecare pe motivul lui. În special e chestia de a fi mai mult, de a fi mai mult, mai mult, mai mult, mai mult în permanență. Eu personal am ales să merg pe a face aceeași chestie, dar cu mai puțin consum de resurse. Pentru că am observat cu trecerea anilor, cum mulțumesc Dumnezeu, n-a fost niciodată accidentat serios. Erau momente în care simțeam oboseala în articulații, chiar dacă spunem că lucram, cred eu că lucram corect. Se simțea o acumulare și am descoperit cu trecerea anilor că prin stimul, prin tehnică, obțin rezultate mai bune prin modul pe cum cercetez corpul, schimb tehnica, adaptez foarte mult. Ține foarte mult de adaptare. Chiar și o tehnică la tine care merge foarte bine o perioadă, apoi s-ar putea să nu mai meargă la fel de bine. Dar cred că și problema generală este lucratul ăsta pe repede înainte. Unul la mână, încălzirea nu este făcută suficient din punctul meu de vedere în sală. 5 minute în care a rotit umerii, te-ai plecat și te-ai răsucit, nu este suficient. Să te aduci acolo, să te încălzești la nivel respirator, să faci dilatația pulmonară, activitatea cardiacă, să înveți să faci oxigenare, să înveți să consumi oxigenul însă în control, nu să fie o hiperventilație permanentă care în timp nu ne face atât de bine. După 10 ani de sală, sunt multe persoane după 10 ani de sală care nu îi vede lumea că nu apar nicăieri, dar au rămas cu articulari, microfisuri care în timp aduci la plăci totale, inflamări, artroze și așa mai departe. Nu mai vorbim la nivel de coloană. Persoane foarte masive care au mobilitate foarte proastă. Ești activ, nu simți acum, dar în timp, când te lași, mușchii se mai atrofiază. Dacă sunt niște probleme acolo profunde, ele o să apară la suprafață. Niște compresii, deplasări, protuzii articulare, vertebrale, adică ele apar în timp. Care este starea cu care ar trebui să plecăm de la un antrenament? Să fim obosiți sau energizați? Depinde de tipul de antrenament pe care îl faci. Dacă ai un antrenament care ai obiectivul tău și nivelul este către a evolua fizic, automat trebuie să împingi barierele. Spunem partea de performanță. Ideea să nu confundăm performanța cu sănătatea fizică. Performanța e performanță. Sănătatea fizică înseamnă ca tu să fii, să te simți mai bine, să te prezinți, să fii mai funcțional decât ai fost acum 3 luni de zile. Și aici vine starea de bine și de energie care o să ai după antrenament. În momentul în care faci performanță, atunci nu mai ține de starea de bine, atunci ține de a evolua. Dar la nivel de masă, performanța, la nivel de masă, cred că nevoia de bază este cea de sănătate fizică și apoi de performanță. Spune-mi un singur exercițiu care te face să te simți super energizat. Orice fel de exercițiu care are ritm. Ritmicitatea crește frecvența cardiacă, crește nivelul de glucoză, secreția de serotonină și dopamină este mult mai rapidă în momentul ăla. Iar faptul că tu mai oprești, să învingi barierele, te oprești, iar să învingi barierele cu ceva care să poți să faci chestia asta, e o metodă care la final este secreția de oxitocină, care este un hormon al mulțumirii, nu al fericirii. Satisfacția că ai dus la final ceva ce ți-ai propus și starea este pe măsură, numai că trebuie să-ți dai timpul necesar să ajungi acolo. Nu trebuie să te oprești la prima barieră. Încerci să cauți dacă dealul e prea mare, faci dreapta și cauți un deal mai mic. Și tot așa. Care este următorul pas în cariera ta de antrenor? Următorul pas, eu mă gândesc de mult la el, dar acum anul ăsta mi-aș dori să văd că lucrurile încep oamenii să se miște, să degajeze, să încercăm cumva. Mi-aș dori să văd că lucrurile încep să prindă mișcare. Asta e obiectivul meu. Este să încerc să găsesc eu soluții pentru oameni încât să putem continua ceea ce se făcea până acum și era foarte bine. Iar ca pas concret ce-mi doresc este să fac o sală în aer liber. Cu cadre, scripeți, bănci și așa mai departe. Sală cu multe accesorii, anumite tipuri de aparate care să fie în aer liber. Și acolo se includă ceva multifuncțional. Noi cum avem zumba, karate, dansuri de copii, terapia 3C și așa mai departe. Să fie în aer liber.
făcut toate activitățile astea. Ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem aproximativ un minut și mai preiau câteva dintre întrebările ce apar pe Facebook. O persoană întreabă ce părere ai despre diverse suplimente. Exact acum mi-a venit în cap întrebarea, știam ca să-ți fiu sincer. Hai să luăm la chestiile de bază. Pe el scrie supliment alimentar. Nu scrie înlocuitor alimentar. Cândva erau produse care scria meal replacement, dar acel nomenclator a fost schimbat. Nu e mai de voie. Suplimentează o nevoie. De asta se numește supliment. În momentul în care de bază tu nu ai nutrienții aia, corpul tău nu îi recunoaște la fel, chiar dacă sunt de laborator. Și acum s-a demonstrat asta prin diferite studii. Extracția nutrienților din alimente nu se compară cu ce aducem prin suplimente. Da. Am lucrat foarte mult cu suplimente, am avut magazin de suplimente, eu personal. Depinde de ce ai nevoie, depinde de obiectivul pe care îl are. Dacă vrei să faci mișcare, vrei suplimente pentru ce? Să slăbești, mănâncă un pic mai puțin. Uh-huh. Adică nu poți să înlocuiești o masă cu un produs final. La un moment dat nu o să poți să duci toată viața. Nu știu exact contextul la ce se referă, ce părere am despre suplimente. Cred că exact la ceea ce te și referi. Ține foarte mult, nu poți să înlocuiești pe termen lung un supliment. Corpul tău, stomacul este creat să digere, să secrete enzime care să desfacă un aliment dur, să creeze niște reacții chimice. Nu poți să bagi un lichid în tine și să trăiești cu el. Da, poți o perioadă, dar nu poți să faci toată viața chestia asta. Adică crezi că ai o problemă cu așezarea alimentară, vrei să mai slăbești puțin, lucrează un pic la modul, la disciplina alimentară, la avea un mod de a mânca, să ai un plan, scrie ce mănânci. Eu personal așa lucrez cu oamenii. Scriu într-un caiet ce mănânc și observă când deschid caietul după două săptămâni, el crede că parcă mănânc bine. Dacă n-ai deschis caietul și ai văzut, vezi exact realitatea. Da, da, da. De fapt, cum ai mâncat tu. Ele ajută, sunt suplimente naturistice care oferă niște beneficii, din spirulina, pe care eu personal o folosesc de mulți ani, un amestec bun de aminoacizi, fosfor, potasiu, magneziu și mai departe, și eu foarte bună, suplimente foarte rar. Am folosit mulți ani suplimente. Dar sunt și acele medicamente care te ajută, mă rog, oarecum te ajută să obții rezultatele mult dorite într-un timp mai scurt. Stimulatoare. Sunt stimulatoare și de țesut, creșterii anabolismului, sunt stimulatoare de energie, de forță, pentru testosteron la bărbați. Dar sunt recomandate acestea? Eu personal nu le recomand în momentul în care faci sport ca mod de viață pentru sănătate. În performanță se folosesc anumite stimulatoare, dar se folosesc în performanță. Faptul că vedem un produs în care este, spunem, un bărbat care e foarte musculos, foarte definit, el nu a ajuns așa într-un an, nici în doi. El are o viață. Da, și acel om petrece tot la 18 timpul în sală, probabil. Ca băiat, nu? Vrei să fii ca el în 2 ani. Păi tu cât ai de viață aproape, el are de sport. Da. Și arată poate anumite momente așa. În extra sezon nu arată așa. Nu te poți menține atât de tăiat, atât de definit. Fii și fete care arată într-un fel. Da, da, da. Nu poți să copii pe cineva. Discuția e lungă. Știu că trebuie, este lungă, nevoie, dar... Cred că e nevoie de comunități în care se discute pe chestia asta concret, workshop-uri, întâlniri, care să vorbească cu oameni care din practică, să vină să vorbească despre experiența lor. Așa, informația pe internet o găsim, ne motivează pe moment, dar apoi nu mai poți să o pui în practică. Că aici e problema. Nu mai ajungi să pui în practică constant ceea ce te motivează pe moment. Exact, pentru că se pierde repede informația. Da, și foarte multă informație. Am ajuns la final de emisiune. Să revenim la discuția de bază, la faptul că se redeschid sălile sau redeschid de fapt. Cu ce să păstreze cei care ne-au urmărit? Ce să rețină cei care vor să vină la antrenamentele tale? În primul rând, să luăm lucrurile ca tare. Ai venit în sală, ideal, să ceri la sala care mergi, mergi cu o sală tea proprie, care este doar a ta. Vrei să igienizezi în plus, să-ți poți lua un desinfectant pe care îl folosești după fiecare aparat, durează 30 de secunde. Antrenamentele de grup oricum se fac delimitări și ține de tine cum te raportezi, nu neapărat ce îți oferă doar loc. Bine, dacă locul îți oferă 50 de oameni în 20 de metri, da, e o problemă. Încerci să păstrezi o distanță necesară, ai folosit aparatul, îți poți lua un spray cu desinfectant sau îl ștergi înainte de a-l folosi după altcineva, dar adevăr este un efort în plus pe care trebuie să-l faci. Dar acestea sunt condițiile actuale. Dar puteam încă să mai stăm în casă și nu făceam nimic. Corect, deci e un pas. E un pas și încercam să ne raportăm cât de cât într-un nivel de decență la toate situații, să găsim soluții.
Îți mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru toate informațiile oferite și așteptăm să revii în studioul nostru. Cu mare drag, oricând. A fost alături de noi astăzi Tudor Mihalache, antrenor și fondator Well Time Fitness. Am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit în număr atât de mare. Vă mulțumesc și pentru întrebările pe care ni le-ați adresat, pentru mesajele frumoase. Ei le voi transmite lui Tudor după emisiune, cu siguranță. Mâine ne revedem la o nouă ediție, începând cu ora 13. Discutăm tot despre viața sănătoasă cu Adina Rusu, nutriționist. Dar rămâneți în continuare alături de echipa noastră și de la ora 15 astăzi, când alături de voi va fi Valentin Cuțanu, colegul meu. Toate cele bune, până mâine!